Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem la Muzeul Mitropoliei din Cluj sau a Clujului. Suntem cu domnul Paul Roșca și dânsul o să ne prezinte întregul muzeu. Și începem chiar de aici. Bună ziua! Bine ați venit! Bine bună ziua! Salutăm și pe cei care ne urmăresc. Ați venit, să știți, la un muzeu, oarecum sună paradoxal, nou și vechi în același timp. Așa. Este nou deoarece funcționează în actualul spațiu de aici, de sub Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, din anul 2011. Atunci acest spațiu a primit această întrebuințare în sensul în care să fie organizat un muzeu deschis pentru public. Dar instituția a fost creată, a fost înființată încă de la începutul anului 1920. Vreme de 75 de ani, ea funcționând în clădirea de vis-a-vis, de dincolo de catedrală, unde astăzi este centrul Arhiepiscopiei, reședința arhiepiscopală. Iată cum astfel obținem această dualitate nou și vechi. Da. Exact același lucru ca și situația eparhiei noastre. Eparhia actuală, Arhiepiscopia Vadului și Feleacului și Clujului, a fost întemeiată în anul 1921 de către primul nostru episcop, Nicolae Ivan. Dar ea vine pe un fundament mult mai vechi, și anume cele două eparhii istorice. Cea de la Feleac, de sus de pe deal, de lângă Cluj, da, care a avut chiar și titulatura, statutul de arhiepiscopie sau mitropolie, și cealaltă de la Vad, asta e în apropiere de Dej. Ambele născându-se în perioada ștefaniană, atât în timpul vieții domnitorului, ne referim la cea de la Feleac, cât și a urmașilor săi, în special lui Petru Rareș, cea de la Vad. Iată cum, în 1921, Nicolae Ivan practic renoadă un fir istoric, tocmai de aceea, în titulatura pe care eparhia o primește, sunt menționate și cele două eparhii din vechime, astfel încât astăzi avem acest nume istoric, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, da, o rememorare a celor două. Da. Deci avem atât o eparhie duală, nouă și veche, cât și un muzeu nou și vechi în același timp. Da. Ok. În ceea ce privește muzeul nostru, veți vedea că noi așa o dublă dimensiune. Evident, avem și o dimensiune în această anamnetică, dedicată memoriei ierarhilor noștri. Veți vedea portrete care le aparțin, obiecte. De asemenea, în sala din dreapta noastră se află și necropola arhiepiscopală, unde sunt înmormântați foștii noștri episcopi. Dar, în același timp, evident, vorbim de un muzeu, un muzeu care are și o componentă artistică extrem de importantă. În cadrul muzeului nostru, a Muzeului Mitropoliei Clujului, veți găsi una dintre cele mai importante colecții de icoane vechi pe lemn și, de asemenea, icoane pe sticlă. Vorbim de peste 500 de astfel de exponate, care, încadrate cronologic, sunt între secolul al XV-lea, deci vorbim de anii 1400, cele mai vechi pe care le avem, și secolul al XIX-lea. Aici vorbim de cele mai, ghilimele de rigoare, noi. Deci iată că pentru un muzeu, un obiect de secol XIX poate părea nou, recent oarecum, da, și niciun caz vechi. Depinde evident la ce ne referim. Dacă ne referim la cărți, la anumite obiecte, acestea pot fi într-adevăr catalogate ca fiind deja, de epocă. Este ca și, o paralelă ca și cazul automobilelor. Deja un automobil de început de secol 20 e un automobil de epocă, da, vechi, în comparație cu cele de astăzi. Ori în cazul artei, aici lucrurile evident se nuanțează. Deja secolul XIX este aproape un secol, aproape contemporan. Și în majoritatea cazurilor vorbim evident de obiecte mai vechi. Deci iată că aceste icoane pe care noi le deținem acoperă o plajă largă în ceea ce privește timpul și de asemenea o plajă largă și în ceea ce privește originea lor. Căci în marea lor majoritate aceste icoane pe care cei care ne calcă pragul le pot vedea provin din arealul Clujului. Evident, avem icoane și din zona Maramureșului, din zona Bistriței și Năsăudului, din zona Mureșului Albei,
pentru că până înspre 1990 eparhia de la Cluj avea un teritoriu canonic, o întindere mult mai mare, cuprinzând inclusiv aceste zone. Tocmai de aceea și exponatele noastre, multe dintre ele provin din acest areal. Iar originea lor este, în marea lor majoritate, în vechile bisericuțe de lemn, care sunt specifice Transilvaniei. Le veți regăsi de multe ori în mijlocul satului, pe o ridicătură, pe un mic delușor, pentru că în jurul bisericii se crea un sat, se crea o comunitate, da, se aduna, se închega. Acea bisericuță de lemn care, evident, poate spune o poveste extrem de interesantă. Astăzi, din păcate, se păstrează destul de puține. Și nu mă refer doar la zona Clujului, în general, la nivelul țării. Pentru că, începând cu secolul al XX-lea, după 1900, comunitățile au primit atât dreptul, dacă ne referim la Transilvania, dar au avut probabil și ceva mai mulți bani încât să-și construiască, să-și zidească, să-și edifice biserici, am ce noi, de zid. Vorbim aici de piatră, de cărămidă, astfel încât, evident, atenția se mută dinspre biserica de lemn spre cea de piatră. Ori, odată cu această mutare, uneori erau translatate, luate din biserica de lemn și icoanele pe lemn. Alteori erau cele vechi, alteori erau lăsate acolo. Comunitățile care și-au permis au întreținut biserica de lemn. Pentru că aceea era acoperită cu șindrilă, care dacă nu era schimbată la un interval de timp, la 20-30 de ani, evident, de acolo începea distrugerea ei, infiltrații, ploi și așa mai departe. Da. Ori aceasta ducea la distrugerea și la dispariția completă a acelei bisericuțe. Tocmai de aceea, din probabil zeci de mii de icoane de patrimoniu, ca să le numim așa, care existau la începutul anilor 1900, în prezent se mai păstrează câteva mii. Generic vorbind la nivelul Transilvaniei. Și o situație similară este evident și în restul țării, da, unde vechi ctitorii au fost deposedate de aceste bunuri de tezauri. Căci nu vorbim doar de o valoare patrimonială a acestor icoane, ci și de o valoare simbolică, religioasă, am spune noi, sentimentală. Vreți să ne gândim, în fața fiecărei icoane s-au perindat zeci de generații, poate, multe generații. Da. Acele icoane au văzut oameni fiind botezați acolo, copii, i-au văzut cununându-se, căsătorindu-se în fața acelorași icoane și tot în fața lor mergeau sau de acolo plecau și pe ultimul drum. Și generații după generații s-au succedat. Au văzut războaie, au văzut cataclisme, au văzut molime, au văzut epidemii. Deci ele ar putea foarte mult să ne vorbească dacă, dacă ar avea voce. Da. De aceea sunt niște obiecte care sunt, am spune noi, mai mult decât materie. Au și acea energie, au și acea poveste care, fără doar și poate, este una extrem, extrem de importantă. Deci iată cum aceste icoane la care făceam referire pot fi văzute aici. Ce avem noi expus este, sunt icoane restaurate. Vorbim de un proces extrem de îndelungat, extrem de laborios, făcut doar manual, nu există nici inteligență artificială, nu există nici aparate, o mașinărie în care să introduci o icoană nerestaurată și după un proces din acesta care să dureze, o oră, două, trei, o zi, să iasă pe partea cealaltă impecabilă. Nu. E o muncă migăloasă, o muncă făcută de oameni dedicați, de oameni care de multe ori nu se văd. E ca și în cazul picturilor clasice, am celui pe pânză. Da, vedem semnătura pictorului. E Leonardo da Vinci, e Michelangelo, e Van Gogh. Ori multe dintre acele lucrări în timp au avut nevoie de aceste intervenții de conservare. Ori, dacă nu ne uităm pe spate, unde e o etichetă micuță, unde este menționat restauratorul, dacă acea etichetă ar lipsi, nimeni nu ar ști. Ori munca acestuia a fost la fel de importantă ca cea a maestrului. Da. Fără acest om care să trudească, în niciun caz nu am avea atât de multe astfel de obiecte de patrimoniu salvate. Da. E o muncă complicată, e o muncă complexă, făcută doar manual. Uneori se lucrează un an de zile pe o singură icoană. Da.
Și iată, la final se obțin astfel de, de capodopere. Deci înțelegem că procesul acesta nu afectează absolut deloc culoarea? Nu. Științific vorbind, când vorbim de o restaurare științifică, nu se intervine în sensul care să se falsifice, adică nu sunt repictate. Se consolidează stratul suport, blatul, stratul pictural, se îndepărtează de punerile de praf, de fum acumulate în sute de ani. Dacă sunt atacuri xilofage, nu știu, cari și așa mai departe, există tratamente speciale care să stopeze și să anuleze acest atac distructiv asupra structurii icoanei sau obiectului și la final, practic, se redă frumusețea inițială. Da. Ori, știți cum e, ca și în cazul nostru, a oamenilor, da, ne facem poate acum o intervenție, dar în timp, după aceea, periodic, există aceste lucrări de conservare, adică o icoană sau un tablou sau un obiect odată restaurat nu poate fi pus pe un perete, pe un raft și zicem 100 de ani, 200 de ani, nu ne mai atingem de el. Nu, pentru că fiind materie organică, vorbim de lemn, vorbim de produse din acestea naturale, nu există nimic artificial în urmă cu câteva sute de ani, aceste materiale lucrează, spunem așa. Lemnul se comprimă iarna, când e umiditatea scăzută, vara se dilată din cauza umidității, ori toate aceste mișcări de dilatare și de contracție în timp creează ce mai așa probleme. Ori colegii mei restauratori tocmai asta fac, previn aceste, aceste lucruri. Și ceea ce dumneavoastră puteți vedea în muzeul nostru este rodul unei astfel de munci migăloase, asidue, de foarte, foarte mulți ani. Vorbeam despre aceste icoane ca fiind, pentru noi ele sunt tezaurul nostru. Evident, fiecare icoană are și o valoare, zicem așa, cuantificabilă din perspectivă materială. Dar mult mai mult decât atât, ele sunt importante pentru analiza lor și științifică și artistică. Deoarece ele sunt rodul muncii unor pictori iconari extrem de talentați. În general, în muzeul nostru veți vedea icoane de, zicem așa, secolul XVIII. Acestea predomină. A fost un secol, o epocă de aur, dacă o putem numi așa și fără niciun fel de conotație negativă sau un fel de echivalent istoric, deoarece a fost o explozie de astfel de pictori. Într-adevăr, atât țara românească cât și spațiul transilvanean veneau după acea renaștere din timpul lui Constantin Brâncoveanu. A apărut acel stil brâncovenesc, după aceea stilul neobrâncovenesc. Ori această efervescență culturală pe care domnitorii au întreținut-o. Avem pentru prima dată, după ceva timp, din nou domnitori care investeau sume consistente în ceea ce înseamnă artă. Atât în arta bisericească, vorbim aici de construcția de biserici, de mănăstiri și mai departe, dar și în zona cealaltă, în zona laică. Atunci se construiesc palate, se construiesc reședințe care au un stil propriu. El nu se mai limitează la a copia modele preluate din apusul Europei sau din zona otomană, turcească, adică înconjurătoare. Nu, se dezvoltă astfel de elemente proprii fiecărei provincii, fiecărei zone. Ori, și în țara românească au existat astfel de pictori care, în căutarea, am spune noi așa, comenzilor, au trecut, mulți dintre ei au trecut Carpații la nord, au ajuns în Transilvania. Și vorbim aici de un fel de pictori itineranți, le spunem așa. Ei se mutau din localitate în localitate pe măsură ce aveau un front de lucru. Unele comunități poate își permiteau să comande unui astfel de pictor zugrav o icoană sau două. Și atunci, în funcție de timpul alocat, era o icoană mai mare sau mai mică. Își doreau fond de aur, adică cu foiță metalică de aur sau de argint, sau un fond monocrom. Ei, toți acești factori determinau durata realizării unei astfel de icoane. Cât și valoarea. Cât și valoarea, intrinsec. Vorbim, evident, de la icoane, am spune noi, destul de ieftine, ghimele de rigoare, adică care erau cât de cât accesibile comunității,
fără să presupună un efort financiar colosal, dar avem și icoane care ar putea echivala oricând cu marile capodopere ale artei bisericești în întreaga ortodoxie, în întreg spațiul răsăritean, care, evident, ne gândim ca în spatele lor cine au fost cei care le-au plătit. Au fost nobili, au fost, am spune noi, oameni foarte înstăriți sau a fost pur și simplu un efort colectiv, deoarece multe astfel de icoane sunt găsite în niște sate astăzi nu foarte bogate, cu destul de puțini oameni, aflate poate pe o vale ușor mai izolată și ne gândim cum au ajuns cele două, că de multe ori sunt pereche, sunt icoanele împărătești, cea cu Mântuitorul și cea cu Maica Domnului. Cum au ajuns aceste icoane în acea parohie? Da. Așa, vorbind într-un termen, am spus noi mai vulgar, o parohie care, pe care nu ai dat doi bani. Ai zice, cum au ajuns astfel de obiecte de patrimoniu acolo? Da. Iată, oamenii de atunci au făcut un efort. Un efort considerabil. Uneori se plătea echivalentul a 10 de perechi de boi pentru o singură icoană sau pentru o pereche de icoane. Vorbim în banii de astăzi de probabil 10.000 de euro. Tocmai de aceea, pe multe icoane avem chiar și o inscripție, mai ales în spațiul transilvanian. Această icoană o au plătit satul. Adică toți din sat puneau mână de la mână și o plăteau. Îi plăteau meșterului zugrav acea icoană. De aceea, generațiile următoare, înțelegând sacrificiul pe care părinții, bunicii, străbunicii l-au făcut, prețuiau acele icoane. Aveau grijă de ele. Uneori, să știți, chiar și o grijă excesivă. Vorbeam adineori despre procesul de restaurare. Ei, să știți, și acum 50-100 de ani exista o restaurare făcută uneori de către cei de acolo. Da. Ce făceau? Vedeau că suprafața este negrită de la fum, de la praf și atunci se gândeau să le spele. Le spălau cu leșie, care are un efect ușor acid. Astfel încât de multe ori, nu doar că se ducea stratul de protecție, un fel de, noi în termeni speciale se numește verniz, un fel de, să zicem, lac protector, care dă și un ușor luciu și protejează stratul pictural. Ei, nu se ducea doar acel strat de verniz. Uneori, spălându-le și frecându-le la propriu, cu o cârpă sau cu ceva, se ducea inclusiv stratul acela de aur, foița aceea foarte subțire. Da. Deci, iată, încercând să faci bine, ai făcut mai mult rău. Alteori se intervenea la modul acesta, artistic. Li se părea că stratul acela de aur s-a estompat, nu mai are luci, nu se mai vede și se intervenea cu acel, am spune noi, bronz aluminiu, acel auriu, care evident, cum zic, alterează calitatea atât a picturii cât și a aspectului. Și colegele mele pe restaurare efectiv iau cu bisturiu bucățică cu bucățică să înlăture acea intervenție ulterioară. Wow. Deci iată cum aceste icoane au fost, oricum, per ansamblu au fost valorizate. Probabil, zicem așa, falia s-a rupt undeva după al doilea război mondial. Atunci lumea s-a schimbat și nu este doar un vers dintr-o melodie. A existat acea ruptură identitară între noile generații și vechile generații. Și nu vorbim doar de cei strămutați de către autoritățile comuniste la oraș, băgați în blocuri, care lucrau în marele uzine și care, evident, își pierd identitatea. Nu mai aparțineau unei comunități, acelui sat. Toți erau la un loc și nimeni nu se simțea acasă, acolo. Deci nu vorbim doar de acești oameni, ci efectiv de schimbările care au loc la nivelul comunităților, a satelor, unde noile generații nu mai înțeleg sacrificiul celorlalte, nu mai apreciază inclusiv partea aceasta de artă. Bun, aveai biserică, ți-ai făcut biserica nouă de zid, ai zis, aceste icoane nu mai sunt frumoase, nu ne mai reprezintă, nu ne mai identificăm. Facem o pictură nouă, montăm un iconostas nou, comandăm icoane noi. Ce facem cu acestea vechi? În cel mai bun caz, le depozităm. Le băgăm undeva în spate să nu le vadă nimeni, pentru că sunt urâte. Da, nu arătau așa, restaurate. Da. Dar oricum,
nu arătau atât de rău încât să aibă soarta pe care multe le-au avut. Erau ascunse și neîngrijite. Neîngrijite, uneori folosite în cele mai ingenioase moduri. Le-am găsit, să știți, folosite pe post de, am spune noi, material substitutiv. S-a stricat șezutul de la o strană când te așezai. Și atunci au căutat la îndemână, am spune, o scândură groasă. Și au găsit-o, poate în altar sau în podul bisericii. Era vorba de o icoană. Au tăiat-o pe jumătate, au montat-o și nu ție de multe ori te, așa, ai o surpriză când poate ridicând o astfel de șezut de strană, de dedesubt îți zâmbește, generic vorbind, chipul unui sfânt. Da. Alte ori erau folosite pe post de fund de lemn. Se tăia prescura, se foloseau în altar pe acest rol, fund de lemn. Iarăși, o astfel de utilizare. Puse în poduri, aruncate în fântâni. Ei, acestea vorbim de cele care încă erau in situ, adică le găsim încă în biserică, pentru că au fost extrem de multe cele care au luat drumul, am spune, pieței negre. Au fost vândute, au fost poate unele dintre ele traficate, uneori cu știință, adică cei proprietarii le-au înțeles valoarea, știau că, nu știu, poate credincioșii nu vor avea de obiectat că se schimbă icoanele și au fost vândute, știindu-se valoarea lor. Alteori vorbim poate și de ignoranță, adică nici cei care le-au vândut nu le înțelegeau valoarea, da, și le-au dat pe, am spus noi, pe nimica. Și vă ziceam cât de scumpe erau ele, da, atunci când au fost făcute. De aceea, ce se găsește astăzi în muzee, acele icoane care încă se mai găsesc la nivelul parohiilor, reflectă totuși o perioadă extrem de importantă în ceea ce privește dezvoltarea acestei arte. Acești pictori itineranți de care vă spuneam se mutau din sat în sat pe măsură ce aveau lucrări. Uneori petreceau un an, doi, trei într-o comunitate, căci poate comanditarii, credincioșii de acolo îi spuneau, maestre, cu ghimel de rigoare, nu ne trebuie doar două icoane, vrem să ne pictați întreaga bisericuță de lemn. Da, o bisericuță de lemn e extrem de mică. Toți cei care au călcat într-o biserică de lemn știu că nu vorbim de catedrale uriașe. Dar totuși era o muncă migăloasă, căci pe acea structură de lemn se lipea pânză și pe acea pânză se picta. De aceea, dacă aceste icoane au supraviețuit, ele fiind, am spune noi, singurele piese mobile dintr-o biserică de lemn, adică în momentul în care s-a construit cea de piatră, au putut fi luate și mutate, da, dincolo nimeni nu a stat să demonteze pictura de pe pereți, pentru că nu se putea, era parte structurală, parte, da, integrantă a bisericii. Și în momentul în care acea biserică a dispărut fizic, a dispărut, s-a pierdut inclusiv acea parte de pictură. Deci da, a dispărut un patrimoniu uriaș. Ori, acești pictori, cum vă ziceam, poate petreceau un an, doi, trei să termine o astfel de lucrare. Au fost unii, și mă gândesc aici, de exemplu, la David din Curtea de Argeș, cel care ne-a pictat cele două biserici, care era de loc din Curtea de Argeș. Și venind aici, nu doar că rămâne, se îndrăgostește de aceste locuri, și nu era o chestiune doar de natură, am spune noi, a comenzilor, ci el ce face? Ajunge să se și căsătorească în această parte de lume românească, se căsătorește în actualul județ Sălaj și rămâne aici. Ori toți acești pictori care vin din țara românească, din Moldova, sau care se formează în Transilvania, aveau bunul obicei de a-și crea ucenici. Adică atunci când ajungeau într-un sat, ajungeau într-o biserică, căutau, îmi spune noi, mână de lucru care să-i ajute acolo. Și ce făceau? Luau cei mai talentați tineri din sat, pe care îi inițiau în această artă a picturii. Unii erau mai generoși, în sensul că își împărtășeau și din secrete, alții poate erau așa mai misterioși. Preferau uneori chiar să ia cu ei în mormânt taina. Da. Pentru că vorbim aici despre un meșteșug extrem de rafinat. Deci nu vorbim despre o chestiune improvizată,
ci vorbim despre ceva extrem, extrem de profesionist făcut. Deoarece o icoană în aceasta pe lemn are în spate o întreagă istorie a dezvoltării ei. Se începea cu tăierea lemnului, se tăia într-o anumită perioadă a anului, se usca un anumit interval de timp foarte bine stabilit. Timpii de uscare sau de tăiere difereau în funcție de esența lemnului. Vorbim de esențe tari, nu știu, stejar, paltin, vorbim de esențe ceva mai moi, tei. Uneori, acolo unde nu exista posibilitate financiară, se apela la rășinoase, care nu sunt recomandate pentru o icoană de durată. Da. Deci această pregătire a bazei, a suportului, era deja o etapă care cerea o cunoaștere a dendrologiei, a biologiei. Majoritatea acestor pictori erau în același timp și tâmplari, și dulgheri, pentru că ei își făceau ramele, ei știau cum să-și pregătească. Acolo se făcea totul de la A la Z. După care urma pregătirea pigmenților, da, care era e o lume fascinantă. Mergeai efectiv pe câmp, mergeai în munți, mergeai pe văi, pe albile râurilor. Ca să adun materiale să poți să, exact, faci, unde vedeai poate că era o surpare, o alunecare de teren. Ți se revela în față o structură de roci cu diverse straturi, cu diverse culori. Da. Și acolo mergeai și făceai efectiv pe speleologul, făceai pe specialistul în soluri, mergeai, te uitai și observai. Uite ce e un pigment foarte interesant, e un oxid poate de fier sau un oxid de cupru sau un erau, de exemplu, caolin și așa mai departe, se obțineau nuanțele acelea de alb. Da. Nu aveai verde, nu aveai poate maro, le obțineai, nu știu, din nucă. Negru se obținea carbonizând încet, de exemplu, vița de vie, bucăți de viță de vie. Da. Se obținea așa un fel de negru de fum. Și la final, după aceea, începea, spre noi, alchimia, magia. Căci te jucai cu astfel de combinații, adică tu aveai o paletă doar de 2, 3, 4, 5 pigmenți. Dar combinându-i, și am învățat cu toții la școală acele culori complementare, care, da, combinate dau alte alte culori, e bine, ei făceau același lucru. Începeau să se joace. Și vă dau un acest exemplu. Dacă ne uităm aici în această icoană, privirea, ochiul ne va spune, e un albastru. Albastru și roșu. Da, sunt culorile, am spune noi, canonice, pe care în minia bizantină le impune pentru reprezentarea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Tot timpul într-o icoană bizantină îi veți vedea îmbrăcați în roșu și albastru. Sunt culori, cele două culori. Ori albastru era extrem de greu de obținut dintr-un pigment. Existau pigmenți. Se măcina lapislazul, adică vorbim de pietre prețioase. Dar scumpe, da, exact. Dar extrem de scumpe. Da. Ne dăm seama că un astfel de pigment nu se găsea, am spus noi, pe toate ulițele, la margine de sat. Nu existau nici hipermarketuri, nici magazine specializate unde să mergi, te uiți să zici vreau asta, vreau asta, vreau asta. Nu. Da. Fie le preparai tu, fie le comandai. Și erau niște sume exorbitante. Și atunci, nu aveai albastru? Te jucai. Făceai un efect. Făceai un efect. Da. Și amestecai negru cu alb și obțineai o tentă de gri, da, care într-o anumită lumină și pusă lângă o altă culoare, vizual, îți creează efectul acela de albastru. Da. Când în realitate poate este un gri închis. Cum este acesta? Cum este acesta? După aceea trebuia să ai o grafie foarte frumoasă. Evident, cine avea așa un scris caligrafic, iată cum e David din Curtea de Argeș, obține astfel de efecte. Alte ori, poate părea paradoxal, dar veți vedea, în iconografia clasică, iconarul niciodată nu se semnează. E o chestiune, e o chestiune foarte, care poate unora le poate părea paradoxală, deoarece tot timpul ne gândim la tablourile clasice, unde jos, undeva în stânga sau în dreapta, avem semnătura artistului, a pictorului. Ori în iconografie nu avem astfel de lucruri, deoarece se consideră că această icoană
odată terminată, odată, am spus noi, expusă, pusă spre închinare, spre privirea tuturor, trebuie să obțină un efect, și anume tu să te uiți să, și privirea ta să te determine să te rogi, să te gândești la Mântuitorul sau la Maica Domnului sau la Cel Sfânt. Da. Deci să-ți impună, spunem așa, o anumită stare de rugăciune. Ori, într-adevăr, tu, cum zic, cu ochiul tău de privitor, vei admira și frumusețea, am spune noi, tehnică sau maestria pictorului, dar nu aceasta trebuie să primezi. Adică tu când vezi o astfel de icoană, nu trebuie să zici extraordinar de bine a pictat pictorul ăsta, ce talentat era. Și subiectul icoanei se treacă undeva pe un plan secund sau al treilea sau al patrulea plan. Și în rest tu să fii fascinat de talentul acelui om. Nu acesta este scopul unei icoane, ca obiect pur decorativ. Are și o dimensiune decorativă, de frumusețe, dar rolul este unul primordial, așa, sacramental. Ori iată de ce într-o icoană de obicei nu veți vedea numele pictorului. În Transilvania apar poate mai des, pentru că au existat anumite, am spus, pogorăminte, anumite îngăduieli pe care biserica le-a făcut. Veți vedea pe unele icoane trecut numele donatorului. Această icoană o au dat Ion cu muiarea sa, cu soțul său, cu soția sa, Maria, să le fie spre veșnică pomenire, spre veșnică pomenire. Pentru că, da, biserica din Transilvania a fost o biserică văduvită. Nu a avut, cum zic, în spate ajutorul unor domnitori, a unor boieri, adică unor nobili, a unor oameni cu bani. Și atunci multe expresii artistice sunt rodul eforturilor săranilor, oamenilor simpli, oamenilor fără posibilități. Și atunci biserica și-a dat seama că pentru a obține acea icoană, a o plăti, era un efort considerabil. Da. Și a îngăduit ca aceste nume să fie trecute. Era un fel de pomelnic, un fel de pomelnic veșnic. Da. Oamenii îl vedeau și știau, ziceau, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-i răsplătească lui Ion, Măriei sau cui a dat, pentru că ne-a dat această icoană în fața căreia noi ceilalți ne putem ruga. Da. Alte ori, pe alte icoane avem o inscripție, am spus noi, generală, dar extrem de importantă. Această icoană o au plătit satul. Pentru că toți puneau mână de la mână să o plătească. Deci atât de ce veți vedea în icoana transilvaneană uneori scris numele pictorului zugrav, a donatorilor, am spune, a ctitorilor, anul în care a fost pictat, și iată cum o astfel de icoană devine astăzi ca piesă, am spune, de muzeu. Ea nu-și pierde dimensiunea ei sacramentală. Este...